găsit, dragi telespectatori, sunt Alexandra Coman și mă bucur să ne reîntâlnim într-o nouă ediție a emisiunii Ceasul Astrologic. Deoarece în acest moment, pe cer, putem vorbi de anumite tensiuni cauzate de diversi factori astrologici. Am avut eclipse anul ăsta, două. Am avut Mercur retrograd, felul în care comunicăm. Experimentăm lecția lui Marte retrograd, maniera în care ne, ne folosim agresivitatea și asertivitatea. Iată că m-am gândit să discut în această emisiune despre modul în care putem enerva un semn zodiacal. Dacă vrem să avem cale liberă către ruperea unei relații, către crearea nu neapărat a unui conflict, dar unei situații în care altă cale de ieșire nu este decât să punem punct, să ne strângem mâna și să plecăm mai departe, atunci, în această emisiune, vă voi prezenta maniera în care putem să enervăm un semn zodiacal și cum putem să-l provocăm cel mai mult, scoțând la iveal lucrurile negative din el. Există o sumă de factori astrologici pe care îi luăm în uh, calcul în hărțile individuale, pentru că întotdeauna îmi place să spun da, imaginea de ansamblu este interesantă. Uh, descrierea zodiilor, horoscoapele, zodiacele, uh, toate ne oferă niște informații foarte importante despre felul în care interacționăm unii cu alții sau modul în care interacționăm la nivel subtil interior noi cu noi înșine. Dar, în același timp, e cel mai bine să te axezi pe uh, harta natală, pe harta personală, pentru a înțelege misiunea pe care o ai, lucrurile pe care le ai de îndeplinit. Așa încât, din punct de vedere astrologic, atunci când ne uităm pe o hartă natală, pentru a vedea punctele slabe ale persoanei, ne uităm pe mai multe elemente pe care vi le voi enumera, după care voi prezenta pentru fiecare semn zodiacal ce lucruri îi enervează. În primul rând, dacă vrei să vezi ce, care este frica dintr-un semn zodiacal, punctul ăla unde apeși butonul și creezi o stare de frică ancestrală, profundă, în care nu mai știe cum să reacționeze omul, uită-te pe Pluton. Pluton îmi arată uh, vulnerabilitatea emoțională, mentală din fiecare dintre noi. Apoi, dacă vrei să-i dai iluzii și apoi să-i le iei Uite-te pe Neptun, pentru că poți să duci o persoană pe culme emoționale foarte înalte, promițându-i lucruri, stimulându-i mentalul, inventivitatea. Nu uitați că oamenii gândesc în holograme. Noi nu gândim niciodată la litera A, ne imaginăm că scriem o literă noi o vizualizăm mental în, în spatele frunții, în minte. Dacă spun acum un elefant roz cu fustiță de balet, toată lumea care urmărește emisiunea vizualizează un elefant roz cu fustiță de balet. Deci niciodată nu o să își imagineze cum cineva scrie uh, o descriere. Oamenii întotdeauna mentalizează lucrurile și gândesc în holograme. Și dacă vrei să... Uh, să profiți de naivitatea unei persoane, stimulează imaginația. Pentru că întotdeauna, în fiecare dintre noi, există această nevoie de a plusa, de a plusa și de a plusa. Și Neptun este responsabil de acest lucru. dă omului imaginația și apoi iai lucrurile și le-ai dus într-o depresie profundă, la ai anihilat. Apoi există Marte care mi-arată combativitatea: butoanele pe care apăsăm ca să-i creiem impulsul de supraviețuitor. Este exact tiparul omului primitiv care pleca cu sulița să omoare mamutul sau să vâneze nu știu ce animal. Și era adrenalina aceea care, atunci când omora animalul, nu se mai gândea și la consecințe. Deci, pur și simplu se arunca înainte la, în lupta directă cu animalul. Sau Marte se poate manifesta într-un război, într-o confruntare. Maniera în care atacăm sau lăsăm să fim atacați, dacă stăm acolo sau ne ducem la luptă, dacă fugim sau rămânem să ne confruntăm cu agresorul. Mai există apoi Mercur, felul în care gândim strategiile, felul în care îi provocăm pe cei din jur și vedem dacă reușim să folosim limba și cuvintele, și modul în care punem în cuvinte gândurile pe care le avem pentru a-i provoca pe ceilalți să ni se alăture sau, din potrivă, să plece din dreptul nostru. Sunt foarte multe persoane care, de exemplu, au treabă dar nu atât de multă treabă încât să, să, spunem că au o zi foarte stresant. Și sună șeful și spune, știi, uite, eu vreau să-ți dau o însărcinare, vreau să-ți dau o, 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 temă de lucru. Și persoana respectivă spune în telefon, aoleu, dar am atâta de lucru deja, îmi este Practic imposibil și în plus mai am nu știu câte alte probleme extrem de serioase, foarte multe probleme și uite s-a îmbolnăvit nu știu cine și nu știu ce și mai am grijă și de X, Y, Z și tot așa. Și uh, acesta este Mercur care știe să manipuleze și să răstălmăcească, să întoarcă o vorbă cu o altă vorbă. Și de multe ori Mercur vine și spune: Hai să răspundem la o întrebare cu o altă întrebare atunci când vrem să scăpăm de o problemă. Ultimul factor pe care îl discut aici este luna, din punct de vedere emoțional. Luna este, reprezintă maniera în care răspundem provocărilor exterioare. Cum reacționăm la factorii și stimulii externi? Cum reacționăm atunci când vedem doi copii plimbându-se, jucându-se pe stradă, sau doi îndrăgostiți mergând de mână pe stradă? Ce facem când îi vedem? Cum ne comportăm? Ce reacții ne declanșează în interiorul nostru? Ce spune sufletul nostru despre acea experiență? Și există acest factor care se numește Marte, care ne declanșează nervii, furia, în situațiile de stres. Dar întotdeauna să știți că Marte nu este singur, nu este lăsat singur într-o situație care ne enervează. Trebuie să mai vină și alte planete ca să pună gaz pe foc și să răbufnim și să spunem, ok, eu nu mai vreau lucrurile astea. Și pe parcursul acestei emisiuni voi analiza. Modul în care o zodie reacționează la uh, factorii externi pentru a declanșa un conflict, pentru a provoca o ceartă. Încep cu semnul zodiacal al berbecului. Berbecul uh, este guvernat de Marte. Este un semn zodiacal. Uh, puternic, activ, incisiv, care nu se dă în lături să experimenteze diferite forme de manifestare a furiei. Putem întâlni berbeci care țipă ca un ca mușcați de șarpe în gura mare și sunt foarte combativ. Putem întâlni berbeci care plâng ca niște copii pentru că berbecul nu are nicio problemă să-și manifeste emoțiile. Putem întâlni berbeci răzbunători Putem întâlni berbeci care nu te uită și așteaptă ani și ani și ani și ani la rând să-ți plătească datoria. Berbecul poate fi foarte ușor enervat, dar mare atenție! Berbecul se enervează etapizat. Niciodată nu o să vedem un berbec care. Uh, se enervează și dă totul din el în prima secundă. Da, este zodia care poate să facă o scenă de isterie fără nicio problemă în câteva secunde. Dar, mare atenție că berbecul are nevoie de timp să judece, mai ales persoanele care sunt cam berbeci puri, care au mult marcaj pe foc. Poate un ascendent în semn de foc, poate luna într-un semn de foc, poate Mercur într-un semn de foc. Deci berbecii puri le spui o vorbă le atingi, orgoliul ei se sizează că nu este ceva în regulă. Chiar se sizează că nu este ceva în regulă. Însă, ajung acasă și apoi încep să digere informația. Și o digeră, și o digeră, și o digeră, și realizează, stai puțin, dar ăsta chiar m-a luat de fraier. Și apoi se enervează și explodează și vine înspre tine. Vine din ce în ce mai agresiv către tine și te enervează, se enervează și modul în care reacționează este unul ca lovit de explozie, ca și cum s-ar detona o grenadă. Deci aveți grijă, dragii mei, în conflictele cu berbecii, pentru că acest sens zodiacal nu se prinde imediat de intenția pe care o aveți. Și în momentul în care ajunge acasă și conștientizează că v-ați folosit de el sau de ea, se întoarce și vă caută și după o săptămână. De obicei cam durează maxim 4-5 zile până îi pică și lui Fisa. Și se întoarce cu o furie ieșită din comun. Iar lucru care le nervează cel mai tare pe berbec este să nu fiți corecți, să încercați să-l manipulați, să nu-i spuneți în față lucrurile. Să le omiteți. Omisiunea probabil este cea mai mare ofensă pe care poate să o aibă un berbec. Da, pe locul 2 se află și gelozia, dar hai să fim serioși, care dintre noi nu este gelos și competitiv? Însă, punctul care le nervează pe berbec cel mai mult este să omiteți să îi spuneți ceva și atunci el să fie nevoit să sape lucrurile și să descopere că a fost folosit sau că nu i-ați spus pentru că nu știu ce se întâmpla. E o zodie directă Vreau abordare directă și orice eschivă îl scoate din uh, țățâni. Răzbunările sale din fericire sunt pe loc, nu durează mult, nu țin multă perioadă, așa încât de obicei partea bună este că bărbecului trec repede gândurile de răzbunare. Țipă, urlă la început, vă sperie poate prin agresivitatea pe care o manifestă, dar nicio grijă uh, după aceea reintră în uh, normalitate. Taurul. Taurul este un semn zodiacal care poate fi enervat atunci când nu-i faci plata pe care o așteaptă. Acest semn are nevoie de un scop și o destinație ca să pornească într-o cruciadă are nevoie să înțeleagă de unde până unde merge și mai ales care sunt recompensele pentru efortul pe care îl depune și de multe ori există uh, tauri care spun, păi plata este atât de mică încât eu nici nu vreau să-mi cobor de exemplu piciorul astăzi din pat pentru bănuții ăștia, deci chiar nu merită efortul meu, prefer să stau în zona mea de confort, să mă uit la televizor să mă simt bine, să vorbesc cu un prieten decât să fac această muncă prost plătită. Ar trebui să fie într-un grav dezechilibru financiar să accepte orice muncă uh, ce îi se oferă. Deci, dacă vrei să enervezi un uh, taur, du-te în zona materială și nu-l plăti. Nu-i da banii promiși. Uh, Nu-i uh, fă de mâncare. Sau lasă să aștepte înfometat până gătești mâncarea. Adică mă refer la doamnele care se află într-o relație cu un uh, taur. Și un alt element care îl poate enerva pe taur este scoaterea dintr-o rutină. De exemplu, el are planificat taurul nostru că la sfârșitul săptămânii stă în casă și își citește presa pe calculator, de exemplu, sau se joacă nu știu ce joculeț sau merge la film. Și apare deodată partenera sau partenerul taurului și îi spune știi, eu am planificat că mergem acum la mama și la tata și nu știu ce o să facem noi împreună sau vin Gigel în vacanță cu copiii în acest weekend la noi. Și taurul izbucnește, niciodată. Vedeți că taurul, într-o într confruntare, se alimentează singur pe sine. Adică, el, dacă începe să vorbească și să ruleze, atunci are o gravă problemă, pentru că nu se mai oprește și crește și crește în intensitatea manifestărilor sale. Deci, dacă vreți să le enervați maxim pe un taur, scuteți l din rutina în care este obișnuit. Anunțați-l vești surpriză și puneți-l să și facă ceva, să muncească, să facă curat, să nu știu, să se ce frumos și să facă conversație politicoasă. Atunci, taurul este nervos. Ideea este că taurul uită. Dar există și tauri. Am întâlnit iparul acesta de taur care, dacă a fost ofensat, își notează pe un postit, pe un bilețel ofensa și spune o pun aici ca să-mi amintesc întotdeauna că persoana respectivă mi-a făcut asta și asta. Și atunci uh, aveți grijă pentru că taurii aceștia, tiparul acesta de taur, are tendința să-și ducă la bun sfârșit uh, răzbunările, plățile. Taurul însă poate fi îmbunat. Duceți-i daruri, de obicei cadouri, lucruri frumoase și s-ar putea să-i adormiți setea de răzbunare. Nu este totuși cel mai uh, răzbunător semn vindicativ, semn zodiacal, știți de ce? Taurul are și o doză mare de lene în el. Și numai e ideea că ar trebui să piardă de timp, nervi și răbdare, croind planuri deștepte de răzbunare, deja 50% din cheful de răzbunare s-a dus. Dar feriți-vă de taurii care își pun notițe Uh, pentru că atunci răzbunarea lor chiar vine. Gemenii, semnul gemenilor, uh, enervați-l dându-i de treabă. Gemenii sunt un semn zodiacal mai înclinat spre artă. Oricât de simți practic ar avea. Poate au făcut astronomie fizică și fizică cuantică și au învățat la nu știu ce facultăți de cibernetică. La sfârșitul zilei, indiferent de cunoștințele practice și pragmatice pe care le deține un geamăn, rămâne și o doză de artist în el. Și dacă vreți să le enervezi, dați treburi concrete. Geamănul nu este un bun executant. Asemăn tuturor semnelor de aer, geamănului îi place să facă strategii, să gândească lucrurile, să stea în starea sa de zen, împăcare și liniște, și să își soarbă cafeaua în timp ce alții fac treaba. E un foarte bun planificator, e un foarte bun strateg și, în plus, are talentul să-i motiveze verbal pe cei din jur. Geamănul se punește până la urmă casa comunicării. Așa încât întotdeauna va ști ce să stimuleze în oameni, încât aceștia să-i fie alături, să-l susțină, să-l echilibreze. Dacă vreți însă să le enervați, spuneți că are o treabă grea de făcut, mai ales activități care implică activitate fizică și să-i mai dați și un termen limită de acțiune. Și după aia să-l sunați și să, după o oră și să-i mai dați încă o treabă și încă o treabă. Atunci geamănul nostru s-a enervat maxim. De asemenea, în cazul în care un geamăn își propune să iasă din casă sau să plece într-o călătorie, într-o activitate în care uh, trebuie să plece, lucru care îi place foarte mult, gemenilor le place să călătorească sau a călătorii înseamnă poate să și ieși din casă până la supermarket, deci tot o deplasare este, să dai un telefon și să-l întorci din drum și să spui, știi ce, auzi, s-a rezolvat, nu mai e nevoie să ieși, nu mai e nevoie să faci, întoarce-te înapoi în casă. Atunci, din nou, iarăși l-ați uh, enervat foarte mult pe geamăn. Și o altă provocare este dată de uh, lipsa ordinii în viața dumneavoastră. Geamănul nu excelează la capitolul ordine, dar nu suportă oamenii dezordonați. El își permite foarte mult, dar pe oamenii deza, uh, dezorganizații taxează imediat. Cum se va răzbuna un uh, geamăn pe voi? De multe ori lansează zvonuri. Este foarte bun la a se juca cu vorbele și poate suficient să spună la două, trei persoane știi, x are, nu știu ce secret poate să-l și inventeze, nu-i nevoie nu, nu prea, geamonul nu prea dezvăluie totuși secretele, preferă mai degrabă să mintă într-o direcție sau alta decât să spună uh, cinstit ce, un secret pe care l ați dezvăluit, adică are și o limită, dar poate să-l lanseze zvonuri, să se ducă în sectorul bârfelor al conflictelor verbale, povestind despre dumneavoastră, despre cel care l-ați ofensat, vrute și nevrute, și să vă strice imaginea. Deci, atenție că geamănul acolo lovește la imaginea publică pe care o are o altă persoană. Um, mai departe, semnul racului. Aici am să zâmbesc, pentru că racul este maestrul la a se enerva, ținând cont de faptul că, deci, în primul rând, să facem o diferență. A fi nervos nu înseamnă a fi isteric. A fi nervos înseamnă să treci de la o stare de spirit la alta, de la un optimism deosebit la o stare joasă în care, bă, știți ce, lăsați-mă în pace toată lumea, eu mă duc la mine în cameră. Racul fiind guvernat de lună, care este cel mai rapid astru de pe bolta cerească. Imaginați-vă că Pluton are nevoie de vreo 230 de ani să străbată întreaga uh, hartă zodiacală, cele 12 zodi. În timp ce luna are nevoie doar de o lună calendaristică să treacă prin cele uh, 12 semne zodiacale. Da? Plut în 250 de ani, luna 30 de zile. Deci luna trece la două zile și jumătate aproximativ dintr-un semn zodiacal în altul asta înseamnă că dacă astăzi era în berbec și era efervescentă, mâine va fi în taur și o să aibă chef să stea cu burta în sus să citească un roman frumos sau să se uite la un film interesant apoi va fi în gemen și va vorbi fără rost, va fi în rac în domiciliul ei și va găti pentru toată lumea și îi va asculta pe toți să le facă terapie și lista poate continua. Deci racul vine marcat de uh, această lună foarte dinamică, din zodie în zodie care sare din zodie în zodie în zodie, racul este subjugat de aceste emoții. Astăzi poate fi bine, la prânz poate să fie nu foarte bine și până seara să se supere pe toți și toate. Și atunci nu e nevoie să faci ceva deosebit, să enervezi un rac. Probabil în unele situații, simpla prezență în preajma racului îl enervează pe acesta. Dar, Secretul, dacă vrei să enervezi un racu cu adevărat, este să-i încalci intimitatea. Racul ține foarte mult la lumea sa privată, la lumea sa particulară. Nu e secretos ca scorpionul. El ține, el posedă dacă te duci la un rac autentic în casă, e să găsești mii și mii de mărunțișuri, un bilet de tramvai de când se plimba el cu X sau Y sau un bilet de avion când a fost nu știu unde, o pietricică culeasă de, din parcul țării cu tare unde a fost, întotdeauna adună suveniruri ca să-i amintească de momentele frumoase pe care le-a petrecut. E o formă de a-și stimula euforia asta de bine. A, paranteză, nu vă imaginați că raco să se uite în fiecare zi la aceste lucruri, le depozitează acolo undeva, într-un sertar și uită de ele. Dar e bine, lasă-le să fie acolo, lasă-le să fie acolo. Și dacă vrei să enervezi un, uh, un rac, atunci aruncă-i amintirile, leagă-te de ele. Umblă-i prin dulapuri, du-te acasă la el și începe să tragi de sertare și mai rău, atinge-i toate flecuștețele pe care le are înșirate și etalate pe masă. Asta este forma cea mai uh, puțin politicoasă de a încălca intimitatea racului. Te spăga sunt lucrurile lui. Racul e adevărat, vrea să știe despre toți și toate cât mai multe, dar nu este foarte deschis că trebuie să afla de ceilalți ce face el în viață. Racul nu se supără ușor. Duce, te lasă. Are răbdare, totuși este semnul maternității, normal, se poartă ca o mămică, nu o să-i dea peste mână copilului în secunda în care a greșit. Mai te lasă să mai faci dată și încă o dată și încă o dată, dar atenție. Racul, în momentul în care a ajuns într-un punct în care nu mai poate duce lucrurile, se va retrage în sine și va dispărea din viața ta. Și nimeni și nimic nu-l mai poate face pe rac să se întoarcă. Dacă se răzbună, da, racul se poate răzbuna, dar știți până unde? Nu pune în practică. Ajunge în ipostaza în care spune, a, uite, eu acum mă pot răzbuna pe tine, ești într-o poziție de vulnerabilitate, dar eu, prin măreția mea și prin nivelul meu extraordinar și superior de evoluție, aleg să nu mă răzbun pe tine. Da, să știi că poți să mă răzbun. Ai grijă că pot să ți-o fac maxim. Dar eu aleg să nu mă răzbun. Însă nu te uită niciodată. Și mai degrabă, săracul racă și aplică sieji niște pedepse pentru că totuși amintește și amintește și amintește de ce ea a făcut la calendele grecești vecina acum 50 de ani. Deci nu este cel mai vindicativ semn zodiacal. Ajungem însă la Leu, la următorul semn zodiacal, care este guvernat de soare, este un semn de foc și este caracterizat de multă prestanță. Unii ar putea să spună chiar și aroganță. Uh, nu cred din experiența astrologică neapărat că leul ar fi arogant, ci de multe ori am întâlnit lei care sunt foarte timizi și care preferă, preferă să, să mascheze această timiditate, să o acopere sub un înveliș de a, toate, a toată siguranță, de deci siguranță, stăpânire de sine, încredere în sine și epatează își pune câte o față de aia serioasă și spui că este impenetrabil, dar de fapt el este un iepuraș care tremură. Desigur, păstrăm proporțiile, evident. Leul poate fi enervat dacă îl iei de prost. E foarte simplu. Încearcă să te folosești de un leu pe față, fără să fii subtil, fără să-i spui te rog. Dă-i ordine unui leu și atunci ai să vezi cum își bârlește deodată coama, fie că este femeie, fie că este bărbat, și se poate citi pe fața sa că este iritat. Dacă vrei să te distrezi, încearcă să iei un leu peste picior. Încearcă să îi ceri lucruri, iar și iar și iar și iar, fără să-i mulțumești pentru lucrurile cerute încearcă să depășești granițele prieteniei și ai să vezi că reacția sa va fi una regală. Leul este unul din puținele semne zodiacale, deci mă refer aici la zodiile autentice, nu la combinațiile, cine știe ce are pe hartă persoana respectivă ca aspecte tensionate și nu se regăsește în povestea aceasta. Dar leul autentic ca și caracterizare nu este o zodie care se răzbună. Deci nu o să vină, nu știu, ca un scorpion să sape la temelia ta cu furculița, doar ai să cazi și tu peste 100 de ani, nici vorbă. Am dat exemplu scorpionului, pot să dau orice alt exemplu. Deci nu Haideți să mai dau un exemplu, să nu supărăm scorpionii, să spunem că sunt rei. De exemplu, vărsătorul care vine și te face psihic și te face să joacă cu mintea ta și îmi place să glumesc, să spună spune creierul pe bigudiuri ca să te scoată din minți. Nu. Deci niciodată leul nu va face lucrurile astea. Le, leul va fi regal, va fi uh, plin de prestanță și va spune eu nu te mai cunosc și nu mai am treabă cu tine. Și te-a șters din agendă pentru totdeauna și uite, ți-am dat dilit și din creierul meu. Și cel mult va spune altora, știți, rezolvați problema, eu nu mă murdăresc pe mâini de problemele acestei persoane. Te va ignora cu nonșalanță. Dragii mei, vă propun să luăm o pauză și ne întoarcem după aceea în partea a doua emisiuni, în care vă voi povesti în continuare despre modul în care putem să enervăm o zodie și cum se răzbună aceste zodii pentru faptul că i-am enervat. Dragii mei, ne-am întors în a doua parte a emisiunii, în care vă voi povesti despre semnele zodiacale, modul în care, maniera în care le putem enerva și felul în care ne răspund, dacă se răzbună, nu, și să fim precauți unde riscăm să fim loviți de aceste semne zodiacale rămăsesem la leu și spuneam doar așa să reiterez puțin, leul întotdeauna ne va ignora dacă îl supărăm, nu-și nu, se, nu va murdări mâinile cu o răzbunare, este mult prea regal și prea special ca să facă acest lucru, dar te va ignora pentru totdeauna. Ajungem la fecioară și nu pot să fac decât o pauză și să mă gândesc oare cum poți să enervezi o fecioară pentru, nu, cum poți să o faci să nu te critique Zodia criticilor este zodia fecioare. Așa încât nu cred că există un. Poate doar dacă dormim și fecioara trece pe lângă noi, dar și atunci vă spune spuneți fără e prea tare sau de ce nu respiri prea puternic. Nu-mi dau seama dacă mai treci sau nu. nu Desigur, sunt ironică și încerc cer scuze dacă am jignit vreo fecioară. Sper că nu am supărat pe nimeni. A fost o glumă. Fecioara este semnul ordinii, al disciplinei este cel mai organizat semn zodiacal. Și știți ce respect la fecioară foarte mult? Răbdarea și atenția pentru detaliu. Am întâlnit o fecioară seară cu care vorbeam și era foarte mândră această fecioară de faptul că lucra de un număr de ani la o companie și era validată pentru fidelitate. Și persoana respectivă se plângea că nu are suficiente finanțe muncea foarte mult, își petrecea mult timp din, din, viață lucrând pentru acea companie, dar totuși o mare parte din bani se duceau pe cu totul alte lucruri și îi rămâneau foarte puțin bani în mână. Și nu m-am putut abține să nu observ, de, nu știu, nu mai țin minte dacă am și comentat cu voce tare și mă gândeam, ăștia se folosesc de tine și de timpul tău și de viața ta și de obsesia pentru precizie și corectitudinea ta, și te tratează foarte prost, îți dau foarte puțin bani, ești înglodată în datoria, e o mulțime de probleme și tu continui să fii foarte mândru că îți faci treaba. Da, fecioara nu are un bun raport cu banii, că nu știe, deci pentru ea este cel mai important lucru să-și facă treaba. Și e competitivă, fecioara este foarte bine pregătită. Și este suficient să-i spui că există cineva mai bun decât ea în domeniul pe care îl face, pentru că probabil se va muta în bibliotecă vreme de o lună, nu va mai dormi, deci uitați de somn și va studia tot ce se poate, astfel încât să fie cea mai bine pregătită. Însă, există o problemă care îi obosește pe cei din jur, și anume. Uh, fecioara are mare nevoie întotdeauna să pună ordine în viața celor din jur. Niciodată, oricât de mult ar încerca ceilalți să se ridice la nivelul așteptărilor fecioarei, nu vor putea să o facă. Știți de ce? Pentru că este perfecționist. Fecioara este un semn al perfecțiunii. Și dacă ea este perfectă, și da, fecioarele sunt verticale, și da, fecioara o să muncească, și da, fecioara uită de familie și de viața particulară. Dacă are un obiectiv, aici nu-i contest nici o secundă calitatea. Dar maniera în care are tendința să-i pună pe ceilalți la punct îi poate răni foarte mult. Și atunci, fecioara poate fi cel mai ușor enervată dacă lași dezordine în jurul tău și dacă nu te speli. Igiena este motiv de divorț pentru o fecioară. Și dacă vrei să te distrezi și să arunci cu șosete în toată casa și îți mai arunci și hârtiile pe jos și, și creioanele și ce mai folosești pe acolo, pui în dezordine și mai bei și un, un ceai și îl mai lași cana fără să fie dusă la chiuvetă, gata, ai declarat război pe față nativului fecioară. Care poate adopta două forme de comportament. Face curățenie și îți scoate ochii, sau face un scandal monstru și te pune pe tine să faci curățenie. Dar în orice caz, va fi curățenie la sfârșitul zilei. Deci, fecioara nu se răzbună. E unul din puținele semne zodiacale care nu va veni uh, cu barda după tine să, să te lovească. Te va ignora și va crede că-ți și pasă. Îți va întoarce spatele, nu-ți va răspunde la niciun apel, uh, oftând și va avea grijă când te întâlnești cu ea să aibă o privire închisă și, și superioară și crede că ai să cer ceri scuze. Iar prin acest comportament, fecioara nu face decât să enerveze și mai mult pe cei din jur. Și aici o să fie un paradox în analiza fecioarei, pentru că s-ar putea de multe ori fecioara să fie cea care uh, să sufere consecințele faptelor sale. Deci, uh, mai degrabă cei din jur se răzbună pe fecioara decât fecioara pe cei din jur. Și dacă vrea o fecioară să se răzbune cu adevărat pe tine, nu o să-ți livreze la timp produsul pe care îl aștepți. O să te încurce la hârtie. Și ferească Dumnezeu să supărați vreo fecioară care este secretară, are o muncă de birou. În care e vorba de hârtie și de administrație, pentru că s-a încheiat subiectul tău. Deci, întotdeauna vei ieși pe minus. Balanța. Balanța este un semn artistic, un semn frumos, știe să facă bani. Și dacă vrei să enervezi o balanță, cea mai bună metodă este să o pui la treabă, la muncă fizică, în care să se murdărească. Balanțele întotdeauna sunt foarte, foarte atente la detalii. Putem fi luați prin surprindere de acuratețea cu care o balanță și -o amintește cum era asortată cureaua de la ceas cu pantofii și să fim la fel de surprinși că balanța nu-și mai amintește ce s-a discutat în acea discuție care era vitală pentru ea. Și a să spună, da, dar eu mă uitam la ăla cum e, cât de prost este aranjat și îmbrăcat și nu puteam să-mi iau ochii, dom'le, de la el. Deci eram șocat. Și ce s-a vorbit? Despre? Nu mă întreba, nu știu, să vedem ce raport s-a făcut acolo în ședință, că eu habar n-am, nu mai Eram atât de oripilat de situația cum era omul ăla îmbrăcat, încât eu n-am mai fost atent. Uh, Scoate-o din uh, zona sa de confort, fă-o să aleagă pune în fața unor alegeri importante. Dacă vrei să enervezi o, o balanță și să te cerți maxim cu ea, vin o repede pe nepregătite și spune până în ora cu tare, să zicem că e ora 11 la prânz, până în ora 1, eu vreau să știu dacă te căsătorești cu mine și plecăm în Japonia sau dacă rămâi aici și eu te părăsesc. Și balanța vă spune, păi stai puțin că dacă mă mărit sau mă căsătoresc sau mă însor cu tine și plecăm în Japonia, la ce consecințe vor avea gesturile astea. Dar totuși dacă rămân aici, ce o să fac? Ați scos-o din circuit. Deci dacă vreți să anihilați o balanță și să o enervați la maxim, să o enervați în atât de mare măsură încât să fie în stare chiar să rupă cu dumneavoastră o relație, un parteneriat, provocați-o să-și ia deciziile repede. Balanța nu funcționează în presiune. Întotdeauna are nevoie de un backup, are nevoie de o supapă. Am enumerat. Nu vă îmbrăcați, nu fiți asortați. Bine, aici peste asta poate să treacă balanța totuși. Da, va bifa, vă va pune pe o poziție de inferioritate în raport cu sine. Întotdeauna, dacă nu sunteți aranjați, cocheți ca și ea, sau ca și el, că și bărbații balanța au experiența asta, uh, și puneți-o să ia hotărâri rapide, bruște, pentru că atunci o dezechilibrați complet. Dacă se răzbună o balanță, bineînțeles că se răzbună. O balanță care este maestra machie, lucrurilor machiavelice, balanța știe să facă bani, balanții îi place să bârfească. Dacă este lansată un, un zvon sau o discuție care se lasă cu o bârfă, căutați balanța în poveste. Nu este o critică, poate fi și o calitate, pentru că prin asta deturnează atenția interlocutorilor. Prin atitudinea aceasta îi face pe cei din jur să se preocupe mai puțin de balanța în sine și mai degrabă de gravitatea situației prezentate verbal de ea. Și e foarte bun e o, fo o foarte bună strategie aceasta. Balanța vă poate distruge cu un singur cuvânt. Nu ai nevoie de un berbec care să pună tunul pe tine, nu ai nevoie de un scorpion care să-și ascultă cuțitele în umbră, nu ai nevoie de un vărsător care să facă nu știu ce strategie. Balanței dați fix două ore dacă ați enervat-o și v-ați pus punct la viața socială. Pentru că balanța are o capacitate extraordinară de a cunoaște mulți oameni, de a-i face să se simtă confortabil, de a avea aliați prețioși, și atunci răzbunarea sa vă lovește exact unde vă doare mai mult, în partea socială, în zona de interacțiune socială. Scorpionul. Cred că ar fi mai simplu să sărim acest semn zodiacal, pentru că scorpionul, răzbunarea, cred că a fost inventată de un scorpion. Dar cel poate enerva pe un scorpion cel mai mult sau pe o scorpioancă? Lipsa de supunere. Nu te supune. Și întotdeauna există o combinație foarte interesantă. Sunt două combinații care enervează scorpionul maxim. Scorpion cu berbec și scorpion cu fecioară. Scorpionul vrea să posede berbecul pentru că berbecul este un semn de foc mândru, direct, calități care îi lipsesc scorpionului. Scorpionul preferă umbra, locul ascuns, și zona de protecție. Și invidiază berbecul pentru libertatea cu care se manifestă. Nu îl va supune niciodată, dar berbecul pleacă din poveste întotdeauna cu răni și traume adânci. Și apoi există scorpionul și fecioara care este dragoste la prima vedere, combinație incredibilă, dar apoi urmează 100 de ani de chin, pentru că fecioara e prea critică și nu se supune din nou Scorpionului. scorpionul vrea să dețină controlul. Fecioara săraca, când încearcă să se bage și ea în seamă sau să impună ceva, scorpionul i-o i -o scurt. Deci, poți să neva un scorpion dacă nu îi te supui. Dacă nu ești da să trăiți, așa va fi, cum ziceți dumneavoastră. Scorpionul are nevoie de persoane care să-l venereze, să-i admire și să ierte toate greșelile. E cam greu să întâlnim lucrurile astea, dar Scorpionul vine cu un punct foarte, știe să-și hipnotizeze prada. Și atunci, prinși de magia comportamentului său, persoanele care venerează Scorpionul nici să nu realizeze că fac acest lucru. Și în momentul în care se revoltă și spun, păi, dar stai, eu cum să fiu preșul tău toată viața? Cum să stau întins în fața ta și să mă supun așa cum vrei? Și Scorpionul să spună, a, nu vrei să faci asta, protestezi, complot, sfârșitul lumii, te anihilezi. Și apoi chiar trece la fapte. Deci scorpionul când spuneam să te distrug, fiți sigur că o să găsească o metodă. Chiar dacă are de așteptat încă 100 de vieți de acum încolo. Vă pândește în altă viață, se întrupează alături de dumneavoastră numai ca să vă facă ceva. Deci nu-l duceți pe un scorpion în ipostaza femeie sau bărbat, orice ar fi scorpionul respectiv, să vă spună mai supărat, mai călca pe nervi și am să mă răzbun. Păzește-ți spatele. Pentru că, credeți-mă, vă va lovi nici când nu vă așteptați în momentul cel mai bun Am avut o situație în care Am întâlnit un scorpion Și scorpionul respectiv Avea un conflict cu Un partener Mă refer pe locul de muncă Și a așteptat Să-i dea veștile proaste Partenerului respectiv că, Respectiv că iese din asociere Vreme de șase luni de zile Șase luni de zile a știut că iese, a știut că a făcut formele de ieșit din asociere, a știut că urmează să se încheie colaborarea. Dar știți de ce a așteptat ca să-i dea vestea de ziua lui? Ca să persoane respective. Deci, când persoana respectivă își celebra ziua de naștere, Scorpionul a așteptat, a avut răbdare și a venit să-i să, să dea vestea în dimineața zilei de naștere a acelei persoane. Au răbdare au perseverență și știu să descopere lucrurile secrete. Nu încercați să înșelați un scorpion, nu încercați să-l enervați, nu încercați să nu îi vă supuneți în cazul în care aveți o atracție față de acel scorpion, pentru că, al minteri, furia sa va fi devastatoare. Ajungem mai departe la semnul săgetătorului. Săgetătorul. Imaginați-vă un cărbune încins, Aruncat în zăpada iernii. Săgetătorul se manifestă ca și zodie. Zodia în sine este cuprinsă. Perioada de timp calendaristică este de la sfârșitul lui noiembrie până la jumătatea lunii decembrie. Deci, prindem exact momentul de iarnă. Așa încât, Săgetătorul nu este foarte confortabil cu anotimpul în care se naște. Este un semn de foc și totuși nu se poate manifesta plenar ca berbecul, nu se poate manifesta regal ca leul, El trebuie să-și găsească resursele interioare să supraviețuiască. Iată de ce întotdeauna săgetătorul are uh, o viață interioară foarte bogată. Și da, este deschis și spre exterior pentru că este un semn de foc. Dar, totuși, are zona sa intimă de confort pe care nu vrea să o împartă cu nimeni. Dacă vrei să enervezi un săgetător, trebuie doar să nu joci corect și el să afle. Să joci la dublu. Joacă și într-o parte, joacă și în alta. Și săgetătorul își ascute deja cuțitele pentru război. Săgetătorul, să știți că nu are nicio problemă în a se confrunta direct cu o problemă, cu o persoană, cu o situație. Totuși să nu uităm că este arcașul, este zodia care se poate concentra și focusa pe un obiectiv și apoi să dea drumul la săgeată și să-și-l atingă, să-și atingă ținta. Săgetătorul niciodată nu uită un obiectiv propus, chiar dacă îl realizează peste 50 de ani. Aici seamănă mult cu Capricornul. Îl enervează lipsa de loialitate și corectitudine. Și îl enervează și mai mult dualitatea, pentru că săgetătorul se confruntă în sine cu o formă de dualitate. Este o, un, o, o zodie care e reprezentată de un centaur, jumătate cal, jumătate om. Și întotdeauna proiectează emoțiile, frustrările, întristările sale în situațiile cu care interacționează în viață. Deci, săgetătorul întotdeauna are o problemă cu lipsa loialității. Și apoi cu, cu puturoși, cu oamenii leneși, nu suportă. Săgetătorul este semnul atletului. Vreți să știți? vreau să vă spun că am făcut un studiu și am observat că sportivii care au bătut cele mai multe recorduri mondiale au fost cu marcaje pe săgetător. Aceste persoane au atins record după record după record. Sunt sportivi, sunt competitivi și întotdeauna săgetătorii ajung la destinația propusă cum se răzbună săgetătorul, se confruntă cu tine. Nu o să te sape neapărat, poate să o facă, dar nu-i prea iese. El e pe confruntări directe sau tace, se retrage și te ignoră. Și te lasă să te chinui cu orgoliile tale și cea mai bună armă de răzbunare a săgetătorului este nu mă interesează ce faci, nu mai existi. În realitatea mea, tu nu mai existi. Fă ce vrei pe planeta Pământ. Tu, pentru mine, ești aer, abur, să trec prin tine. Nu existi. Mai departe, semnul zodiacal al capricornului. Capricornul e un semn competitiv. Este reprezentat de o capră care are coadă de pește în zodiac. Imaginați-vă prima parte a caprei care vrea să sară peste munți, peste văi, să urce, să evolueze și apoi este tras în spate de uh, coadă. Coada însă o ajută să persevereze o face să își gândească și să-și calculeze fiecare pas și mai dă capacitatea de muncă continuă și asiduă. Capricornul poate sta foarte bine la masa de lucru și 12 ore fără să se ridice decât doar ca să bea apă poate pentru a învăța sau pentru a-și atinge scopul și destinația. Și este prin definiție semnul șefului și al coordonatorului și al conducătorului. Așa încât, dacă vrei să le enervezi, intră în competiție cu el. Intră în competiție cu un capricorn și ai ingredientul cheie ca să-l enervezi. Cum îndrăznești tu să intri în competiție cu mine? Cum îndrăznești tu să visezi la locul pe care eu îl merit dacă lucrezi 7 zile din 7, 20 de ore din 24? Deci, nu intrați în competiție cu capricornii dacă nu vreți să-i enervați prea mult. În clipa în care se enervează însă, capricornul uh, este extrem de abil, nu-și va dezvălui niciodată intențiile. Să știți că de obicei semnele născute iarna, uh, săgetătorul, capricornul și vărsătorul, pentru că peștii deja intră pe latura primăvară, iarnă, iarnă, primăvară, e o trecere între zodii. Uh, 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 Semnele născute iarna nu sunt neapărat, nu se duc într-o confruntare directă decât dacă trebuie, și sunt foarte nervoase. Capricornul va săpa tranșee și va ajunge înaintea voastră după ce a săpat ca o cărtiță ieșind la lumină cu 10 pași înainte. Îmi place foarte mult parabola iepurelui cu broasca țestoasă care erau înscriși într-o competiție și iepurașul aleargă, aleargă, aleargă și trecea pe lângă broasca țestoasă care ea mergea cu 2 la oră în timp ce iepurașul era... Uh, cu 100 de km la oră viteză și el tot râdea, râdea, râdea de broasca țestoasă și nu-i mai dădea atenție. Eu își vedea în continuare de treabă. Mergea Stabil. Și iepurașul nostru mănâncă, se distrează, face petreceri, pentru că știa că până la linia de finish, oricum, el, tot ce are de făcut este să sară linia și ajunge și câștigă. Și iepurașul nostru se culcă, zicând, lasă că mă trezesc și ce să vezi, trece broasca pe lângă el și trece linia de finish, pentru că el a devenit superficial. Asta este diferența. Broasca reprezintă capricornul. Capricornul își va atinge obiectivul întotdeauna, chiar dacă trebuie să meargă o de ani. Răzbunarea sa este să fie fericit și să urce pe plan social. Acolo o lovește pe cei din jur. Capricornul nu vine să te anihileze. Niciodată un capricorn, ar, ar fi foarte rare cazurile, ar trebui să aibă pe hartă ceva, pe harta natală persoana respectivă să fie răzbunător și vindicativ. Nu, nici vorbă. Își va atinge obiectivul, se va simți foarte bine cu obiectivul atins, și te va ignora cu cea mai mare nonșalanță, ba chiar te va bate pe umăr, poate, și îți va spune: Îmi pare rău că ai pierdut, asta e. A câștigat cel care este cel mai bun. Și maniera aceasta de a comunica și de a vorbi este forma prin care Capricornul se poate răzbuna puneți sub uh, semnul îndoielii și al întrebării autoritatea, nu e vorba de autoritate ca la leu, care domină și conduce. Vorbim de capacitatea sa de muncă, seriozitatea, onestitatea și atunci aveți un mare dușman care nu se va răzbuna decât prin a câștiga puncte în favoarea sa. Și atinge o treaptă superioară, vouă și vă va saluta de la înălțimea treptii, treptei sociale pe care a urcat. Am ajuns la ultimele două semne zodiacale, respectiv Vărsătorul și Peștii. Să vedem cum putem enerva Vărsătorul. Mă întreb dacă Vărsătorul poate fi enervat, pentru că are o minte atât de complicată. E ca un labirint. Și are capacitatea de a crea atâtea scenarii diferite încât uh, nu cred că are cum să se enerveze decât doar dacă sunt încălcate drepturile omului sau dacă cineva... Nu respectă ideea de echipă pe care el vrea să o clădească sau să o ridice. Pentru că întotdeauna vărsătorul va căuta un ideal, un cel social care să aducă bunăstarea oamenilor, să-i ajute să evolueze, să se transforme, să urce, să, să le fie mai bine tuturor. Și dacă vrem să enervăm un vărsător, atunci îi încălcăm aceste idealuri, îl luăm în derâdere. Ne batem joc de planurile sale și vorbim urât cu el. Îl minimalizăm, îl anihilăm ca și persoană. Dacă vrem să le nervăm maxim, dar maxim, dar atenție, nu vă jucați cu asta dacă aveți gânduri să enervați vreun vărsător pentru că v-ați făcut cu un dușman mai rău ca scorpionul. Făceți-l să pălângă în public. E cel mai rău lucru. Uneori glumesc și spun mai degrabă: îi dai pantalonii jos vărsătorului în public și îl pui într-o situație rușinoasă, decât să îl faci să plângă, să-și arate emoțiile. Vărsătorul are zona de confort și se simte cel mai bine când spune eu sunt o stâncă și știu să-mi controlez emoțiile și nimeni și nimic de pe planeta Pământ nu mă poate face pe mine să îmi arăt emoțiile în situațiile de criză. Făceți-l să plângă și v-ați ales cu un dușman de redutabil. Cum va face să se răzbune vărsătorul? Nici nu o să știți că el e. Aia este planul lui diabolic, pentru că întotdeauna vărsătorului... Deci, vărsătorul te poate anihila din trei cuvinte. Au o capacitate extraordinară, trăiesc mult în lumea vărsătorilor și... Întotdeauna am fost surprinsă, mă așteptam, de exemplu, la o fecioară. Fecioara însă e prea directă și... Ți-ai ridicat, uh, ți ridicat barierele și nu mai poate să ajungă la tine neapărat. Prima oară reușește, a doua oară reușește, dar a treia oară ești deja pregătit că, ok, mă duc să beau o cafea cu o fecioară, ce să vezi, o să mă critique din cap până în picioare. Nu o să fie mulțumită de mine. Însă, vărsătorul are alt o altă manieră de abordare, și anume, psihologie fină. Te studiază, îți vine în preajmă, îți câștigă încrederea, se poartă foarte frumos cu tine, e un prieten loial și corect. Dar el este supărat pe tine. În momentul în care te prinde căzut, obosit, cu un necaz, cu o problemă, nu ești în cea mai bună formă, de obicei nu în necazuri, vărsătorul e totuși umanist, dar te simte căzut la pământ, începe să-ți povestească punctele tale slabe și te-a anihilat. Își zero emoție, zero uh, sentiment și tu te tăvălești în fața lui. Deci, ori varianta în care spune aceste lucruri în momentele de criză sau varianta numărul 2 mai des practicată de vărsători în răzbunările lor, îți sap groapa și te împing în miezul nopții ca să nu știi cine te-a lovit din spate. Ha, ha, eu ți-am făcut-o, dar n-ai să știi niciodată. Și să mă crezi și prietenul tău cel mai bun. Și da, mă, am să te înșel și am să-ți iau și banii din cont și am să-ți să iau și nevasta eventual, dar n-ai să știi că am făcut-o eu. Și să vii și să te plângi și am să mă bucur că suferi și ai să te întrebi, oare, dar cine mi-a făcut-o? Cine mi-a săpat-o? Și eu sunt ăla, dar numai eu știu. Cam acesta este tiparul vărsătorului. Desigur, am exagerat puțin, păstrăm proporțiile, dar cam aceasta este direcția. Și ultimul semn zodiacal, peștii, cum putem să enervăm peștii? Păi aducându-i pe pământ, la cruda realitate. Spuneți-le un adevăr despre ei, aduceți-le o critică cu argumentele, pentru că are nevoie de argumente, puneți-l în fața realității pe pește și atunci am enervat peștele la maxim. Mai puneți el să facă niște alegeri, pentru că peștele nu funcționează foarte bine în sistemul alegerilor și aduceți elementul de noutate. Din punctul meu de vedere, cred că zodia peștilor, de-a lungul celor 15 ani de astrologie pe care i-am în spate, am observat că este zodia cu cea mai mare rezistență la nou. Acceptă noul la alții. Niciodată nu o să vină să-ți spună wow, nu știu, mergi pe nu știu ce tip de pantofi care au leduri și sclipesc și ai un celular care numai când îl privești formează numărul de telefon. Bravo ție, foarte bine. Bine că poți. Dar nu mi le aduce mie în viață. Eu ți le admir, te laud, chiar te complimentez, dar nu mi impune mie să le folosesc pentru că nu vreau să le folosesc. Și am prieten care știu că telefonul are două taste. Aia verde și aia roșie. Aia verde răspuns la apel și pe aia roșie închizi apelul. Punct. Asta e tot ce au. Și foarte puțin s-a făcut o statistică și pe una din rețelele de socializare cel mai des folosite de oameni s-a constatat, știți că acolo se cere la un moment dat, dacă dorești să-ți pui și data nașterii. Și automat știindu-se data nașterii se poate face un studiu de caz. S-a constatat că cele mai puține persoane care au uh, făcut cont în acea rețea de socializare sunt peștii. Peștilor nu le place noutatea. Ei vor zona lor de confort, vor acvariul lor, lacul lor, oceanul lor, dar nu mă pune să umblu pe pământ în timp ce eu sunt făcut să not în, în ocean, că nu o să fac. Și atunci nu le place acest lucru. Dacă se răzbună, nu se răzbună. Te vor face să vezi chinurile lor, cum se chinuie, cum, cum se contorsionează și aia va fi pedeapsa. Uite în ce stare mai făcut. Victimizarea este forma lor de răzbunare. Este cea mai profundă formă de răzbunare. Dragii mei, acestea au fost comentariile mele privind felul în care putem enerva un semn zodiacal și modul în care el se răzbună. Și Vă mulțumesc că ați urmărit Ceasul Astrologic. Aștept întrebările, sugestiile dumneavoastră, aștept mesajele voastre pe pagina de Facebook a emisiunii Ceasul Astrologic. Vă aștept și săptămâna viitoare, într-o nouă ediție a acestei emisiuni. Până atunci, Alexandra Coman vă dorește toate cele bune și să aveți o săptămână minunată, fără ceartă și complicații.